Mulți dintre cei ce vin aici la Catanochia îmi zic, dă-ne un cuvânt de folos. Ei, să vă spun unul, închinați rugăciunul lui Isus măcar o jumătate de oră din 24 după programul lumesc pe la ora 10-11 înainte de miezul nopții. Spuneți rugăciunea fără să luați metanierul în mână, rugător, ceresc cu lacrimi la sa, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, să o lucrezi și vei vedea ce roadeți vă aduce. Dacă îi jumătate de oră, fă mai apoi rugăciunea o oră, numai să fii atent ca în ora aceea nici telefonul să nu sune, nici somnul sau vreun gând de hulă să nu te lovească. Nimic. Închide telefonul, sfârșește toate treburile și fă lucrarea aceasta, măcar jumătate de oră, nu mai mult. Asta e. Și vei vedea că să dești un pomișor, iar mâine pe mâine o să dea roadă. Și Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Vasile de la această lucrare au pornit. De la un pomișor au ajuns luminătorii lumii. Copiii mei, temelia vieții în Hristos sunt cele două mari taine, rugăciunea și dumnezeiască împărtășanie. Să ascultați sfaturile și poruncele duhovnicului, mai ales cu privire la aceste două mari taine. Pentru a clădi o adevărată viață, este nevoie de o piatră adevărată, iar piatra este Hristos. Chemarea lui Hristos prin rugăciune și împărtășirea cu trupul și sângele de viață făcător al lui Hristos este începutul și sfârșitul vieții în Hristos. Acesta este canonul pentru voi, cei ce vă aflați în lume. Hristos vă iubește, să aveți nădejde în El, fiindcă cine nădăjduiește în Hristos, nu îl grești niciodată. În rugăciunea minții, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, se găsește rugăminte, mulțumire, mângâiere, slăvire și pocăință. Diavolul începe întâi să fiarbă, apoi să pleznească, iar mai încolo fuge departe. Vrei să simți negrăita bucurie atunci când plângi și să spui Îți mulțumesc, Doamne, că nu mai ai trecut cu vederea și nu mi-ai dat după păcatele mele ce îmi dai mereu atâta bucurie. Vrei să vezi pe Hristos și pe Maica sa? Vrei să vezi raiul încă din lumea aceasta? Rostește rugăciunea lui Isus și va veni ziua în care vei spune numai rugăciunea aceasta.